Două persoane au ajuns azi noapte în stare gravă la spital după ce au fost rănite într-un accident de circulație. Într-o intersecție de pe bulevardul Iuliu Maniu, un șofer nu a cedat trecerea și a fost izbit în plin de o altă mașină. În urma impactului, șoferul lovit a fost aruncat din mașină pe asfalt și a ajuns sub un autoturism parcat. A fost stabilizat de medici și transportat la spital. La unitatea medicală a ajuns și o femeie pasageră în cealaltă mașină. Celălalt conducător auto a fost testat cu etilotestul, iar rezultatul a fost negativ. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare din culpă și vor stabili vinovăția fiecărui șofer.